Bună ziua, stimați jurnaliști, bine ați venit! Scopul conferinței de presă de astăzi este prezentarea noului membru al echipei noastre, echipa Universitatea Craiova. Este vorba despre Cristian Bălcrădean, care se află astăzi alături de dumneavoastră, împreună cu managerul general al Universității Craiova, domnul Felix Grigore, căruia îi dau cuvântul pentru a prezenta detaliile transferului și ulterior a vă răspunde la toate întrebările. Bună ziua și vă mulțumim că ați venit în număr atât de mare. Așa cum a spus și colega mea, această conferință de presă este făcută pentru a prezenta un nou jucător la echipa noastră. Este vorba despre Cristi Bălcrădean, un jucător cu care eu am lucrat la Urziceni, un jucător în care am mare încredere că ne va putea ajuta în îndeplinirea obiectivelor noastre. Bineînțeles, când l-am adus aici, am ținut cont de experiența lui și de valoarea lui. Îi doresc să aibă la Craiova, pentru că trebuie știu faptul că el este ardelean, deci portar ardelean. Îi doresc să aibă la Craiova aceleași satisfacții și bucurii pe care l-a avut celălalt mare portar ardelean al Craiovei, Silviu Lung. Mulțumesc. Bine ai venit. Hai să facem fotografiile cu tricoul, da? Nu. Prețul jucătorului e... cel corect sau? Prețul jucătorului este cel corect, dar am făcut fotografiile cu tricoul de prezentare. Acum trebuie să facă și cu ala de muncă, că ăsta este ala de muncă, ăsta este numărul, ca să nu ne mai certe după aia Toni, că, da? Da. Acesta este ăla care... Dacă aveți... Bună ziua, în primul rând aș vrea să le mulțumesc acestor oameni minunați care m-au ajutat într-o situație în care, să zic eu, puțin grea pentru mine. Am venit la Craiova cu sufletul deschis, am venit să mă pregătesc bine, să joc bine și sper să facem treabă împreună. Sper din tot sufletul și nu o spun cu o anumită ironie, sper din tot sufletul să prindem chiar anul acesta o cupă europeană. Ce te face? Ce mă face să cred? Da. Mă face să cred forța grupului care o avem aici. Mi-am dat seama de la primul antrenament în care am făcut astăzi cu băieții, azi dimineață. Am găsit aici un grup minunat, niște băieți minunați, antrenorii la fel, m-au primit extraordinar și cred eu că acesta poate fi și cheia succesului. Cristi, dacă prindeți o cupă locală, mă sigur că vei prinde și echipa națională. Să dea domnul, ce să zic, și vă dați seama că și eu îmi doresc să revin din nou la echipa națională. Am mai spus-o, atâta timp cât voi juca fotbal, mă voi gândi și la echipa națională. Cunoști jucătorul de aici? Da, cunosc aproape jumătate de echipă, îl cunosc pe Ferfelea, Curelea, Varga, Brandan, mai mulți, Fersinescu. Cristi, tu ești de loc din Nicolau Mare, acolo, da. În copilărie, ce echipe simpatizați? Era și Craiova de echipe? Nu mai contează astea. Am venit, sunt la Craiova, trecutul nu mai contează. Pentru mine mă gândesc doar în viitor. Crezi că o să conteze pentru suporteri la început? La noi și rivalitatea asta? Da, sper să-i fac prin evoluțiile mele să uite trecutul meu. Mai multe nu pot să fac. Am spus, am venit aici la Craiova cu inima deschisă și sper să fac treaba. Deja suporterii Craiovei spun că Universitatea Craiova a luat sufletul lui Dinamo, deci consideră sufletul lui Dinamo
și când cu vorbitură de imagine. Dinamo pentru mine este un subiect închis. Ți-am spus, am venit la Craiova cu inima deschisă. Sunt 100% la Craiova, nu mă mai gândesc ce a fost la Dinamo. Dacă Dinamo consideră că eu am fost sufletul lor, foarte bine, și Dinamo m-a ajutat în acei 4 ani cât am stat la ei. Acum sunt la Craiova și mă gândesc doar la Craiova. Da, știu, nu contează, sunt jucător profesionist și o să-mi fac treaba pe teren cât pot eu mai bine. Cu pregătirea? Am mai făcut, m-am mai pregătit cu cineva, o să intru în programul normal al echipei. Acum domnul Jerry hotărăște dacă voi fi sau nu în lot pentru meciul cu Astra. Sper să debutez cu Astra. Normal că eu îmi doresc să joc cât mai repede, asta nu depinde de mine. Dar de la asta mai amintit, cel puțin sezonul trecut, cu golul acela de la... Se întâmplă, asta cred că s-au mai văzut goluri, cum am luat eu. Cum va fi acest sezon totuși, pentru că uite că Ivan a început prea și spui că se poate face la Cupa. Eu sper din tot sufletul să putem să ne batem, să avem forța să ne batem și la cupele europene. Acum rămâne și de văzut pe viitor. Trebuie primul hop acum cu Astra să scoatem punct sau puncte la Astra. Am mai oferte și de afară. Au fost niște discuții, nu mai contează, acum sunt la Craiova. Trebuie, o să intervin un pic aici, trebuie spus, știți, în general, sumele contractuale sunt confidențiale, dar trebuie spus aici, referitor la oferte, că jucătorul pe care îl aveți în față ne-a spus că față de ce a cerut celorlalte cluburi, fiind vorba despre Universitatea Craiova, vine cu inima deschisă și cu un contract redus sau cu o cerere redusă cu 30%. Asta înseamnă mult pentru noi, înseamnă dorința jucătorului de a veni la Craiova a fost una mare. Există argumente cu care te-au convins finanțatorii Universității Craiova să accepte oferta dintre Craiova? Mi s-a arătat un proiect frumos în care eu cred și, cum am mai spus-o și mai devreme, sper să facem treabă împreună. Asta decide domnul Jerry, dacă cine va fi capitan. Nu, asta e important. Și Cupa României, puteți ajunge în cupele europene acolo? Sau te bazezi că îți spui asta că sunt echipele de valoare a mondială? Campionat să ajungeți acolo? Jucăm, noi vom juca fiecare meci la victorie, dacă... Și Cupa României este un obiectiv în care poți să mergi direct în cupele europene. Un moment greu pentru echipă. Știu. Experiență, ce le-ai spune mai tinerilor? S-a pus să discuți și bine. Da, știu, asta nu e niciun fel de problemă. V-am spus, eu cred în forța grupului. Am întâlnit aici niște băieți extraordinari cu clare calități și sper din tot sufletul să reușim ce ne-am propus. Dacă nu ar fi fost Cristi, a dat și alte variante. Eu personal, știți foarte bine, v-am spus întotdeauna, un club profesionist are întotdeauna mai multe variante, pe fiecare post, nu numai de portar, că despre portar e vorba acum. Dar, așa cum spuneam mai înainte, eu cu Cristian lucram la Unirea Urziceni și îl știam și el, mă știa bine pe mine, ne știm foarte bine și cred că avem încredere mare unul în altul. A fost aproape, nu. Noi ne-am gândit întotdeauna la el. Este un portar bun, unul dintre cei mai buni portari români la ora actuală și e normal să te gândești la jucătorii cu asemenea calitate. Ați adus pe Brandan, ați adus pe Cristi Bregrădean, Brandan și Dan Petrescu. Varga, l-ați uitat pe Varga? Varga tot de la Urziceni este. Nu. Am uitat că a fost un proiect la echipa a doua Da, nu. Părerea mea că Dan Petrescu nu va mai antrena în România. Dan Petrescu
va ajunge sau va antrena în campionatele puternice ale Europei. Și eu îi doresc să ajungă cât mai repede la Chelsea, acolo unde, unde el și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a ajunge. Craiova este o echipă provocatoare, Universitatea Craiova, pentru orice, orice antrenor din, din România. Cel puțin asta este părerea mea. Deci ar fi mai devreme că ați luat sufletul din amă, că ați luat și inima? Inima fiind cine? Unul dintre cei din față de acolo. S-a vorbit de Rotariu, Blază... Nu, s-a vorbit, dar, dar noi n-am vorbit niciodată. Asta s-a vorbit, s-a vorbit așa în presă, a fost, a fost, a fost la, la, la nivel de zvon, așa cum spuneam, noi știm jucătorii buni din România, însă nu putem lua noi chiar pe toți, pentru că știți și dumneavoastră foarte bine, noi am adus 16 jucători în această, în această perioadă și sunt destul de mulți. Să sperăm că da. Să sperăm că da. Asta este un alt, este un lucru cu care ne putem, ne putem mândri în momentul ăsta, că și noi aducem jucători, știu eu, pe care cluburile mari nu i-au putut, nu i-au putut îndestula, să spun așa. Cristi, acum ești leu. Fost da. Da, îmi face, îmi face mare plăcere. Am devenit leu, cum spui tu. Îmi doresc foarte mult să, să fac performanță aici la Craiova în, în acești 2 ani cât voi, cât voi sta la, la Craiova. Sunt jucători care vă asaltează în această perioadă? Jucători nu, dar sunt impresari cu care noi, mă rog, am colaborat sau cu care ne știm, care am colaborat neapărat aici la Craiova și care, bineînțeles, că ne trimit CV-uri de jucători. E normal, e o procedură normală într-un, într-un fotbal profesionist. Sunt convins că toate cluburile din România și cele de afară primesc, primesc astfel de CV-uri și de propuneri. Că, că nu mai are sau că are? În față? Nu știu la ce s-a referit Geri, cred că ar fi mai bine să-l întrebați pe el poimine în conferința de presă premergătoare jocului cu, cu Astra, dar pentru că tu ai vorbit acum despre atacanți, eu cred că noi avem unul dintre cei mai buni atacanți din România, în primii trei în momentul ăsta, mă refer la Costin Curelea, și unul, dacă nu chiar cel mai promițător atacant din România, mă refer la Andrei Ivan. Dacă unul se accidentează, intră celălalt. Asta este, asta este și motivul pentru care avem, pentru care în general se fac dubluri pe posturi. Cristi, suportul echipelor românești antrenate în cupele europene pentru că depuntajul lor depinde participarea voastră în Europa, poate sezonul viitor. Nu. Și Steaua și Astra și Petrolul, de exemplu, cum? Cu Steaua nu o să poți să țin niciodată. Restul le urez baftă și Astrei, care are nevoie, va, va avea un meci greu la acasă cu Lyonul. Lyonul e o echipă foarte bună, de tare mondială. Petrolul întoarce rezultatul? Petrolul va avea un meci foarte greu, cred eu, la Zagreb, dar mingea e rotundă, nu, nu se știe niciodată. Deși e foarte greu, cred eu că e foarte greu. Știi că tradiția părintelor de a avea precum de contare de pozitivă și Trunea și Preda. Sper să continui și eu pe aceeași linie. Nu știu, ne vom mai gândi. Nu, n-am, mai luat, n-am luat o decizie în acest sens. Încă. Dar mai sunt jucători care sunt privilegiate sau au fost privilegiate. Este posibil să mai și realizați în această vară la parte din trei. 27 în momentul ăsta cu revenirea, cu revenirea lui Dacian Varga. Și bineînțeles că în mod normal la antrenament ar trebui să fie pentru a se putea desfășura cam 24-25 de jucători. Dar situația lui Varga care a fost să plece, a fost să scape de el?
Situația lui Varga a fost că el are un contract cu clubul Universitatea Craiova și nu cu prima echipă. A mers acolo la antrenamente la echipa a doua. În acest moment conducerea a considerat că este nevoie de el la prima echipă. Dacian a considerat că și el are nevoie să fie la prima echipă și ați văzut, începând de ieri, este la antrenamente și sperăm să ne ajute cu experiența și valoarea lui. El a fost un băiat cu minte. Eu am lucrat cu el la Urziceni, a fost un băiat destul de cu minte. Păi da, Urziceni e la 35 de minute de București. S-a lăsat de cumar. Vorbește impresionat. Doamne, ajută!